Constantin Berâncoveanu, Dimitrie Cantemir. Schița lecției. Contextul internațional. La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea se manifestă declinul Imperiului Otoman, înfrânt sub zidurile Vienei în 1683. Ascensiunea Rusiei și Austriei, Imperiul Habsburgic. Situația politică a Moldovei și a țării românești se aflau sub suzeranitatea Imperiului Otoman. Erau amenințate de expansiunea puterilor creștine. Constantin Brâncoveanu a fost domnul țării românești între anii 1688 și 1714. Pe plan intern, domnia lui a reprezentat o perioadă de progres economic și cultural, de modernizare a instituțiilor, de reformare a sistemului fiscal. În cultură pătrund elemente occidentale și se estompează cele orientale. Sunt construite școli, edificii laice și ecleziastice, numele domnitorului ajungând să fie dat unui stil artistic. Pe plan extern, a dus o politică de echilibru între Imperiul Otoman, căruia îi era vasal, și Austria, a cărei expansiune ajunsese până la hotarele țării românești. Politica lui prudentă a urmărit menținerea autonomiei țării în competiția dintre marile puteri. Intrigile unor boieri și bogățiile sale, care stârneau invidia turcilor, l-au pierdut pe Constantin Brâncoveanu. Pe 15 august 1714, chiar în ziua în care împlinea 60 de ani, Brâncoveanu a fost ucis la Istanbul, împreună cu cei patru fii ai săi. Dimitrie Cantemir a fost domnul Moldovei între anii 1710 și 1711. A fost un mare cărturar, scriitor, filosof, istoric, geograf, membru al Academiei de Științe din Berlin. Pe plan intern, a dus o politică de modernizare a instituțiilor. A realizat o reformă fiscală. A sprijinit Biserica Ortodoxă. A reorganizat armata. Pe plan extern, a încheiat o alianță cu țarul Petru la Luc, în 1711. Tratatul recunoștea hotarele străvechi ale Moldovei de la Dunăre și Mare. Domnia devenea ereditară în familia lui Dimitrie Cantemir, iar Moldova era pusă sub protecția țarului. Trupele aliate ale Moldovei și Rusiei au fost însă învinse de otomani la Stănilești, în 1711. Dimitrie Cantemir s-a refugiat în Rusia, unde rămâne până la moartea sa, în anul 1723.